Soția mea Magdalena s-a transformat în TV Woman, iar acum vrea să distrugă orașul. Eu și Dr. Barba am încercat să o oprim, însă aceasta omoară tot ce iese în cale. Rămâi până la final ca să afli dacă am reușit să salvăm orașul sau nu. Aoleu, Dr. Barba, e trecut de ora 11 noaptea. Pot să merg acasă, vă rog frumos? Mă rog, mai avem multă treabă. Dr. Barba, programul meu de muncă e până la ora 4. E ora 11 noaptea, fraților. Probabil toată familia mea doarme în momentul de față. Da, dar avem o grămadă de treabă. Dr. Barba, haideți să vă spun o chestie. Știți că în ultimul timp m-a ținut foarte mult la muncă. Vă știți că Magdalena mă suspectează că o înșel? Pentru că vin noaptea acasă, plec dimineața la ora 7 și vin noaptea la ora 10? Mamă, ok, vă rog eu, măcar acum, dar nu uitați. Deci vă rog eu, mulțumesc, Doamne, iartă-mă. Și dacă putem să schimbăm programul ăsta, că trebuie să-ți vină un colet. Trebuie să-mi vină mie un colet? Pentru ce? Pentru laborator? Ori în seara asta, ori mâine dimineață. Ok, dar ce-i în coletul ăsta? Am comandat pe adresa ta. Bravo, Dr. Barba, comandați toate chestii niciodată pe adresa mea. Doamne, iartă-mă. Și vă rog eu, să ai grijă de el, ok, orice ar veni, băi și fete, luăm și aducem mâine la laborator. Dar vă rog eu, nu știu, mâine putem să facem o chestie, să schimbăm programul, că deja de câteva zile tot așa e. Mă mai gândesc, păi, la 7 dimineața până la 10 seara. Ți-am zis, ai grijă. O să am grijă, Dr. Barba, bun. Ai grijă mare cu coletul. Și dumneavoastră să aveți grijă cu chestiile astea, adică, eu zic să mai lăsați încet cu ucisul de oameni și făcutul de experimente, adică... Eu am totul sub control, da, nu prea pare, fie vorba între noi. În fine, o seară frumoasă vă doresc, o seară frumoasă, la revedere și ție. Doamne, iată-mă ce ciudat, bă, băi și fete. Acum să vă spun sincer, de câteva zile Magdalena tot mă suspectează cu un șel sau ceva de genul. Eu nu înșel, dar nici măcar nu judec, fraților, bă, plec la ora 7 dimineața de acasă, duc copii, după vin eu la muncă, bă, și stau până noaptea, pentru că Dr. Barba are tot felul de chestii să facem oameni mutanți, Doamne, iartă-mă, și acum are ceva experiment măreț, nu mi-a zis exact despre ce e vorba și vedeți că, na, ce are nevoie pentru experiment o să vină la mine acasă, a comandat la adresa mea, probabil l-a comandat la adresa lui, că, na, o știe toată lumea că o să-l ia poliția, știe și el. Că o să se întâmple chestii nașpa. Așa că, na, atunci o să vină curierul. Sper să nu vină acum seara. Sper să vină mâine de dimineață. Vedeți că nici măcar nu mi-am luat mașina. Vin pe jos de la muncă. Sunt curios ce fac Izabela, Magdalena și Răzvan. Sunt curios dacă nu cumva dorm. Ia stai. Bă, cumva nu e nimeni acasă? Sau ce se întâmplă, băi și fete? Ia stai. Izabela, Magdalena și Răzvan? Stai. Răzvan și Izabela nu sunt acasă? Ce s-a întâmplat? Ah! Ia uite pe Magdalena. Bună seara, Marius. Bună seara, Magdalena. Iubire, auzi, unde sunt copiii? Cum a fost la muncă? A fost foarte greu. De la ora 7 sunt plecați. Dar ce? Stai liniștit. Ok. Dar ce? Dorm la un prieten sau ce se întâmplă? Da. Magdalena, scumpă, știu că iară o să încep și o să-mi zici că nu știu ce. Bă, Magdalena, ți-am mai explicat. E de la muncă. Deci Dr. Barba m-a ținut până acum la muncă, de la ora 7 până la ora 10. Cât vine asta? 15 ore. Te înțeleg. Nu prea mă înțelegi că ești cam supărată. Dar mă îngrijorez. Te rog eu, Magdalena, pe bune. Ți-am zis că sunt geloasă, dar te rog eu, hai să nu ne mai certăm, să nu mai facem chestii de genul. E sigur că nu e nimic, dar normal că sunt sigur că nu e nimic. Ți-am mai spus, nu fac absolut nimic, mă duc de dimineață la muncă și după vin acasă. Ți-am povestit de verișoara mea. Nu te cred, hai mă, nu. Ce verișoară, nu? Nu mi-aduc aminte, ce s-a întâmplat cu verișoara ta? Știi că soțul ei lucra la laborator. Ok, ca și mine. Tot așa, venea seara. Ok, și ce vrei să spui, Magdalena? Și mereu zicea că nu e nimic. Păi dacă omul lucra... Se ducea la laborator, vedeam, normal că nu e nimica. Na, această meserie, când lucrez la laborator, pot apărea zile, luni, săptămâni mai solicitoare. Și verișoara mea s-a întâlnit cu șeful soțului, așa. Și ce s-a întâmplat? Și a zis că nu mai lucrează acolo, de mult timp. A, adică soțul ei o înșela, sau ce? Și ghiște, da, băi, Magdalena, asta nu înseamnă că orice om care lucrează la laborator și vine noaptea acasă nu înseamnă că te înșeală, pe bune. Sunt îngrijorată. Pe bune, Magdalena, gata cu chestiile astea, lasă că mă arăs, e foarte târziu, știu că e trecut de ora 11, dar o să vorbesc cu Dr. Barba și o să fie totul bine, da, îmi promis, da. Bun, hai să mergem sus să ne culcăm. Doamne, iartă-mă, băi și fete, pe bune, că nu înțeleg ce se întâmplă. Și copiii unde sunt? Gen, sunt...
Unde e lăsată? Doar la prietenii lor, am înțeles. Bun. Ce? Ce? Alo? Alo, la ora asta? Ai, curierul! Magdalena, stai puțin. Bună seara! Mi-a spus doctor Barba că o să veniți. Bună seara, domnul Marius, zic bine, da, eu sunt, da. Am un coleg pentru dumneavoastră. Ok. Ce s-a stea? Ok, detector de metale, TV, Melon. Ok, sunt toate plătite. Bun, eu am venit doar să vi le aduc. Ok, o seară frumoasă vă doresc. Ok, o seară frumoasă, la revedere. Băi și fete, cred că... Asta este puțin. Cred că o să le pun... Uite, o să le pun, uite, aici, uite, în ăsta, ca să nu le ia nimeni. Așa, o să pun și Melonul acolo. Marius, da, Magdalena, pachet de la amantă, ce e asta? Băi, alo, ce pachet de la amantă? Magdalena, pur și simplu sunt niște chestii pe care au zis doctor Barbă că o să mi le trimită mie. Eu mănânc mâncarea. Da, pot să mănânc ăla, nu cred că se întâmplă nimic, nu cred că era în pachet, poate a ajuns acolo. Na, ideea e că este un televizor și un detector de metale. Vrea să facă el ceva experiment ciudat acum, hai. Marius, promit că nu e nimic. Bă, Magdalena, a primit un detector de metale și un televizor, ce doamne iartă, bă. Și că e doar muncă, poți să mănânci ăla, în fine. Hai să mergem să ne culcăm, băi și fete. Doamne, iartă-mă, ce-i zis solicitantă. E foarte bun, mă bucur că ți-a plăcut. Hai să mergem la culcare. N-am fraților, sperăm ca mâine de dimineață doctor Barbă să îmi spună că, bă, astăzi ai liber, pentru că ai muncit foarte mult zilele trecute, așa că astăzi ai liber, dar probabil asta nu se va întâmpla. Dar na, sper că o să-i aduc chestiile astea cu bine și că nu o să se întâmple nimica. Vai de viața mea, fraților, cât e ceasul? Magdalena, scumpo, Marius, trezește-te. Cât e ceasul? E trecut de miezul nopții. Te rog, trezește-te, mă simt extrem de rău. Magdalena, ce s-a întâmplat? Stai puțin că eu dormeam, eram în somnul meu de frumusețe și tu m-ai trezit. Ce s-a întâmplat, Magdalena, scumpo, spune-mi. Mă doare stomacul și am vomitat mult. Ai vomitat? Tu de cât timp nu dormi? Mamă, băi și fete, eu m-am băgat în pat și eram atât de obosit încât insta m-a luat somnul. De ore bune, Marius. Păi stai puțin, stai. Mamă, ai spus că te doare stomacul, nu? Păi ce-ai mâncat astăzi? Pepene, doar pepenele ăla l-ai mâncat. Doamne meu, bă, dacă stau să ne gândim, fraților, pepenele ăla nu prea ar avea ce să-ți facă. Deci înseamnă că de la mâncare nu e. Asta înseamnă că s-ar putea să fie de la sarcină, Magdalena? Crezi că e de la sarcină? E posibil, mamă, frate, ok, e trecut de miezul nopții, de fapt, 100% e trecut de miezul nopții și nici nu putem să mergem la spital, adică dacă mergem la spital, de unde o să știm că o să fie acolo un medic care să o trateze pe Magdalena? Doamne, ce facem? Bă, cred că am putea să mergem la doctor Barbă, dacă încă e la laborator. Am putea, da, mamă, hai să mergem. Doamne, iartă-mă, Magdalena, scupă, hai să mergem, dar gen, ai vomitat, dar cum ți-a venit așa deodată de când ne-am pus la somn? Da, mult, Marius. Că am văzut că când ne-am pus la somn, erai destul de ok, îmi vine să plâng de durere. Hai să mergem rapid atunci. Hai să mergem rapid să te consulte doctor Barbă. Mamă, și să fie doctor Barbă acolo, fraților. Pentru că dacă doctor Barbă nu e acolo, să fie foarte nașpa. Hai, scumpă, Doamne, iartă-mă, e miezul nopții, băi și fete. E miezul nopții, nu credeam că va trebui să mă ocup de chestii de genul la miezul nopții. Haide, Magdalena, scumpă, Doamne, iartă-mă, vino. Urcă în mașină, te rog. Mamă, cum te simți? Dar gen, e din ce în ce mai rău sau te-am mai lăsat? Nu spune, îmi vine să văr, stai puțin. Cum a fost? A fost rău după bun sau cum a fost? Care-i treaba? Doamne, mine, hai să ne parcăm aici, sper să fie doctor pe aici. Și e durere extrem de nașpa, în continuu, mamă, bă, mă simt rău. Hai, scumpă, vino după mine. Mamă, hopa, e doctor Barba, avem noroc, hai, vino. Doamne, iartă-mă, vino, Magdalena. Da, și asta e prima dată când vezi nou loc unde lucrez, da, deci, da, doctor Barba a luat ora asta, ți-am mai spus. Vino după mine, scumpă, e ciudat. Doctor Barba, ce faceți aici, ce? Ajutor, doctor Barba, iar ați răpit pe cineva? Lasă-mă să zic, doctor Barba, care-i treaba, deci, care-i treaba cu femeia asta? De ce ați răpit-o? Tu cine ești? E pentru experimentul de mâine. Doctor Barbă, deci ne cerem scuze, s-a venit acum pentru că Magdalena are o durere insuportabilă de burtă și credem că e de la sarcină, adică a vomitat toată noaptea, se simte foarte rău, a vomitat în continuu. Puteți să o consultați? Doamne, iartă-mă, doar atât? Da, Magdalena, doar durere de burtă și vomitat, nu? Durere de stomac și vomitat.
Vă uite și atât, ok. Trebuie să o consultați, atunci hai să o consult. Ok, hai. Duceți-vă să o consultați. Doamne ajută, vă rog eu, doctor Barbă, să vă grăbiți. Tu ce faci? Ajutor, lăsați-mă să mă scoată cineva de aici. Doamnă, stați puțin, deci... tu ești cu el? Nu, eu nu sunt malefic, eu doar lucrez cu el. Dăm drumul, nu, stai puțin. Eu doar lucrez cu el, eu sunt asistentul și, doamnă, nu vă putem da drumul pentru că o să fie un experiment în numele științei, în numele umanității, va trebui să vă sacrificați. O să mă omoare, ajutor. Poate, dar vă rog, eu nu pot să fac nimica. Dacă vă dau drumul, mă omoară și pe mine. Vă rog, salvați-mă, doamna Mihaela, vă rog eu, dacă vă dau drumul, mă omoară și pe mine, pe bune, eu am doi copii acasă, vă rog eu, sună la poliție, nu pot. Ok, băi, gata, hai. Ok, deci, doctor Barbă, ce ați aflat? E de la sarcină? Puteți să-i dați niște medicamente, să-i treacă? E ceva ciudat la burtă. Ce? Un copil? Ce ciudat? Se mișcă acolo ceva, păi și nu e copilul. Nu copilul. Cum adică? Stați puțin. Cum adică? El este în stare perfectă, copilul este în stare perfectă, dar se mișcă ceva ciudat? Este foarte ciudată situația, nu înțeleg. Doamne, iartă-mă. Îmi cer scuze încă o dată, doamna Mihaela. Mă speriați. Ai consumat ceva în ultimul timp? Deci, bă, nu, n-a băut nimica, n-a făcut nimica. Adică, n-a mai mâncat nimica, n-a mai băut nimica de... câteva ore. Doar niște pepene înainte de somn, atâta. Doar atâta. Mâncare care să nu fie bună, nu, iară. Aha, ciudat. Da, doar atâta, iară, doar fructe am mâncat. În fine, Magdalena scumpă, hai să mergem acasă, hai, uite, o să-ți fac un ceai, o să... Nu știu ce, na, hai să mergem, o să încercăm așa. Doctor Barbă, vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă. O seară frumoasă, de fapt. Doamne, iartă-mă, Magdalena, tu vezi ce face cu omul ăla, cu femeia aia, hai să mergem. Hai să mergem, o seară frumoasă, hai să mergem. Doamne, iartă-mă, fraților. Nu știu ce se întâmplă cu Magdalena, man. Sper să fie totul bine. Nu mai zic nimic, haide. Vin aici, Magdalena. O să-i fac un ceai, fraților. Nu cred că avem altă variantă. O să-i fac un ceai și o să zice să fie totul bine. Oh, doctor Barbă, care-i treaba? Marius, da. Coletul, da, doctor Barbă, a venit coletul. Deci mi-a venit așa. Un stand de metal, un televizor și ceva pepene pe care l-a mâncat Magdalena înainte să se culce. Da, nu era de la amantă? Nu era de la amantă. Ce? Cum adică? A mâncat pepenele? Da, doctor Barbă, era un stand de metal, un televizor și un pepene. Glumești, sper. Nu glumesc. A mâncat pepenele înainte să se culce. Tocmai ce v-am spus. Era pentru femeia aia pepenele. Poftim? Pentru femeia pe care se fac experiment. Mamă. Păi, hai cu mine, rapid. Hai să mergem, Magdalena. Păi, fiică, de aia se simte prost, Magdalena. Ce se întâmplă, Marius? Nu știu. Băi, asta e băi și fete. Cum adică pepenele era pentru femeia aia? Mamă. Păi, asta e ce se întâmplă. Magdalena, vino. Opa! Doamnă, ești liberă? Poți să pleci? Pleacă! Magdalena, intră aici! Ce? Stați puțin! Doctor Barbă, ce faceți? Ce se întâmplă? E grav, e foarte grav! Doamne, iartă-mă, băi și fete, ce se întâmplă? Domn doctor Barbă, ce s-a întâmplat? De ce sunteți atât de panicat? Ce s-a întâmplat? Marius e nasol. Magdalena a mâncat pepenele ăla și acum se simte rău. Ce legătură are cu experimentul dumneavoastră, că nu înțeleg? Eu voiam să o fac pe femeia aia TV Woman. De-aia era televizorul ăla și metalul. Și acum cred că se va transforma Magdalena. Erau doar de formă alea. Cum adică Magdalena se va transforma în TV Woman? Domnul doctor, eu nu cred că e posibil, nu? Adică... băi, asta-i... Magdalena, de ce ai mâinile așa? Bă, ești fete, ce se întâmplă? Doctor Barbă, trebuie să facem ceva acum, adică, mamă, bă, uitați-vă cum are mâinile, trebuie să facem ceva. Începe deja. Doctor Barbă, ce facem? Mamă, fraților, ce-i asta? Ce-i asta? Notiță, ia lista asta și du-te la spital, rapid. Ok, astea sunt medicamentele pe care trebuie să le cumpăr. Dumneavoastră nu le aveți aici, doctor Barbă, trebuie să mă duc neapărat pe la spital? Nu, mamă, Magdalena, ai grijă, mamă, băi, și fete, ce se întâmplă cu Magdalena, voi ați văzut? Doamne, iartă-mă! Mamă, ce-s medicamentele astea? Mamă, sper că aia de la spital să nu mă refuze sau ceva, de genul să zic că am nevoie de rețetă sau ceva. Neurozil, Biofluxin, Sintocure, Tranquilizix, Dermarelax,
Doamne, iartă-mă, voi ați văzut ce mâini avea Magdalena? Doamne, men, cum se întâmplă așa ceva? Cum poate Magdalena să aibă mâinile alea, fraților? Ce se întâmplă? E ceva ciudat la mijloc. E ceva foarte ciudat la mijloc. Dar nu știu, sper să reușim să rezolvăm situația. Haideți că o să mă duc la spital. Sper să fie cineva acolo. Știți că ultima dată când am fost, data trecută, de fapt, că atunci a fost și singura și ultima dată când am fost la spital, am fost cu mama și cu tata și nu era nimeni acolo. Mamă, care sunt șansele să fie cineva noaptea acolo? Acum, băi, și fete, să-mi dea mie medicamente, merg să-mi dea Neurozil, Biofluxin, Sintocure. Băi, frate meu, băi. Doamne, man. Mamă, fraților, sper să nu se întâmple ceva nașpa. Sper să nu se întâmple ceva nașpa, dar sincer să fiu cu voi, am impresia că fix asta o să se întâmple. Dar stai, deci pe unde trebuie să o iau? Nu pe aici, nu pe stânga. Aici este mall-ul din BC. Aici este un block building, câte văd. Acolo este o benzinărie. Uite, am ajuns la spital. Sper să fie cineva care mă poate ajuta. Sta să parchez mașina pe undeva pe aici. Uite, hai că o să o parchez pe aici. Mamă, man, deci nu vine să fie că se întâmplă asta cu Magdalena, fraților. Opa, văd că e cineva. E o doamnă asistentă. Bună seara, doamna asistentă, am nevoie neapărat de dumneavoastră. Bună seara, cu ce vă pot ajuta? Deci, fiți atent aici. Ideea e că am nevoie neapărat de următoarele 5 medicamente. Am nevoie de Neurozil, Biofluxin, Sintocure, Tranquilizix și Dermarelax. Ușurel, trebuie să vi le mai repet o dată. Pentru ce aveți nevoie? Cum să vă explic, viața unei femei este în pericol, așa că vă rog dacă puteți să mi le dați, vă rog. Viața unei femei este în pericol, vă rog frumos. Cumva ai ucis pe cineva? Nu, n-am ucis pe nimeni. De ce mă întrebați chestia asta? N-am ucis pe nimeni. Acestea sunt medicamente pe care le dai cuiva ce e pe moarte. Doamna asistentă, credeți-mă că e ceva foarte complicat, nu pot să zic, băi, și fete că e ilegal ce face doctorul. E ceva extrem de complicat, vă rog eu, mă puteți ajuta, dar este dubios, vă rog eu, aveți medicamente, vă rog eu, gata cu conversațiile astea, vă rog, dați-mi medicamentele. Vă rog. Doamne, iartă-mă, sper că poate să mi le dea. Uite, oh, ți le voi da, vă rog. Doamne, iartă-mă. Dar speră că sunt pentru o cauză bună. Sunt, vă rog eu, hai odată! Ok. Bun, deci avem Biofluxin, avem tot. Vă mulțumesc. Sunt toate, da, sunt toate aici. O seară frumoasă, la revedere. Mamă, băi, și fete. Femeia asta avea chef de taclare. De taclare. Avea nevoie de cineva cu care să vorbească. Sintocure, Tranquilizix, Neurozil, Biofluxin, Termarelax. Așa, mamă, fraților, deci nu vine să cred, man. Trebuie neapărat să mă întorc, deci nu vine să cred ce se întâmplă. Dar am impresia că o să se întâmple ceva foarte nașpa. Hai să mergem înapoi la Magdalena. Voi ați văzut, fraților, într-un timp atât de scurt cât de mult i s-au lungit mâinile. Sper să nu se mai întâmple chestia asta. Sper să fie totul bine când mă întorc. Trebuie să ajung mai repede, băi și fete. Sper ca nu cumva Magdalena să fi pățit ceva, fraților. Nu știu, abia de merge mașina asta, men. Sper să aibă doctor Barbă timp să pună toate substanțele în injecție și să o injecteze, nu? Cam asta ar trebui să facă. Dar nu știu, sper să nu fie prea târziu, fraților. Sper să nu fie prea târziu, man. Sper ca mâine dimineață să nu trebuiască să le zic copiilor că mama lor e TV Woman din Skibidi Toilet. Doamne, iartă-mă. Ok. Hai să punem astea aici. Mamă, man, e ușa deschisă. Am lăsat ușa deschisă. Hai să mergem rapid să-l anunț pe doctor Barbă că am luat totul. Bă, eu zic că m-am mișcat destul de rapid. Într-adevăr, puteam să mă mișc mai rapid, dar eu zic că e tot ok. Doctor Barbă, gata. Am adus totul. Mario, situația e mult mai rea decât credeam. Magdalena deja a nebunit. Magdalena? De ce arăți așa? Păi și vede ce se întâmplă? De ce arată așa? Dacă scapă, distruge tot orașul. Doctor Barbă? Uitați aici toate astea. Haide. Reparați-o. Faceți ceva. Bă, a luat-o razna. Zice că o să ne distrugă. Bă, uitați-vă la ea cum arată. A luat-o razna. Fraților, ce ne facem? E prea târziu. Cum adică? Nu mai sunt de folos. Du-te la poliție. De ce să mă duc la poliție și fură cătușe? Singura noastră variantă e doar să o legăm, că altfel n-avem ce să facem. Ha, o să vă distrug. Bă, ce se întâmplă? Și dacă nu te grăbești? Nu trebuie să mă grăbesc. Va distruge tot orașul, nu, băi, și fete, nu. Trebuie neapărat să merg la poliție.
Deci trebuie să fur cătușe, mamă, dar domn polițist 100% e la secție. Știți că domn polițist non-stop e la secție, fraților. E imposibil să nu fie și acum la secție, pur și simplu imposibil. E acolo 100%. Mamă, man, mamă, ce facem? Mamă, 100% și el e la secție. Ok, eu să mă duc pe acolo, deci trebuie să fur niște cătușe. Trebuie să mă duc la secție de poliție, să găsesc un loc unde sunt cătușe, să le fur, ca după să-i le dau lui doctor Barbă, doctor Barbă să le pună lui Magdalena și să o ținem pe Magdalena legată ca nu cumva să devină TV Woman și să o ia raza și să distrugă tot. Cred că asta e singura noastră variantă. Doamne, iartă-mă, man. Doamne, iartă-mă, deci nu vine să cred. Mamă, bă, sper să nu fie nimeni la secție de poliție. Sper să fie totul închis și o să încerc să intru cumva prin infracție, bro. Sper să nu mă prindă polițistul sau ceva de genul. Uitați-vă, o să-mi las mașina în parcare la bancă. Aici o să o las ca să mă duc așa prin infracție. Văd că e lume la bancă, în fine. Nu mă interesează. Hai să merg așa. Prin spate, poate găsesc un loc. Trebuie să fiu foarte atent. Mamă, e polițistul acolo, l-am văzut. Hopa, dar am găsit și un loc prin care să intru. Mamă, i-a stupat. Doamne, iartă-mă, iese să mă duc pe aici. Bă, sper să nu mă vadă, bro. Mamă, uite acolo e. Oh, nu, fix ce e el. Mamă, uitați-l pe polițist, băi, și fete, mamă. Trebuie să intru undeva prin față, pe acolo, să găsesc camera cu provizii. Dacă m-a văzut, sunt terminat. Dacă m-a observat, nu mai am cum să fur nicio cătușă. Ok, haideți că am intrat. Trebuie să caut ceva pe aici, man. Trebuie să caut vreo modalitate prin care să intru undeva. Eu trebuie pe ăla e arestat, trebuie să caut ceva, vreo modalitate. Mamă, să nu mă vadă polițistul. Authorized access only. Doar acces autorizat. Bună seara, domn polițist. Ce faci aici? Cum îi spune? Doar voiam să văd dacă sunteți bine. Nu s-a întâmplat nimic. E cam târziu, da. Doar voiam să văd dacă sunteți bine, pentru că am auzit... că ceva polițist a fost ucis în zonă și m-am speriat și am venit să văd dacă cumva dumneavoastră sunteți bine. Asta am vrut să fac, da? Eu nu am auzit. Poate era o știre falsă. În fine. Haideți că eu o să plec. Eu am multă treabă. Ok. Seara frumoasă. Seara frumoasă. Da. E tot ok, domn polițist. Nu s-a întâmplat nimic. La revedere. Pa, pa. Mamă, băi, și fete... N-a făcut rost nici de cătușe. Nu știu, bă, trebuie să fie o modalitate prin care doctor Barbă să poată să o vindece pe Magdalena, nu? Mamă, man, n-avem cum să facem rost de cătușe. Domnul polițist este acolo, nu putem să-l ferim să facem nimica. O să mă urc înapoi pe mașină și sper să găsească doctor Barbă vreo modalitate prin care o să putem să facem asta, ca cumva nu văd cum putem să rezolvăm problema asta. Și o problemă foarte, foarte gravă! Ce ne facem, fraților? Ce ne facem? Pentru că n-avem cătușe. Și dacă Magdalena o să se transforme 100% în TV Woman și o să distrugă orașul, ce ne facem, în fine? Mă, sper ca doctor Barbă să găsească o modalitate sau ceva de genul. Sper să găsească el o modalitate, habar n-am, man. Hai să lăsăm mașina aici. Nu, o să-i zic că n-am găsit cătușe pentru că, pe bune, n-am găsit, n-aveam ce să fac. Dacă găseam era altceva. Doctor Barbă, n-am găsit cătușe. Marius e prea târziu, s-a transformat. Ce? Alo, bă, doctor Barbă, fugiți, fugiți! Mamă, băi, și fete! Nu mai era Magdalena, era TV Woman! Doctor Barbă, veniți rapid, doctor Barbă, veniți rapid! Ok, fugiți! Hai aici, în pădure să nu ne vadă! În pădure să nu ne vadă, rapid! Aici! Doctor Barbă! Doctor Barbă, ce ne facem? Ce, Doamne, iartă-mă, ne facem? Doctor Barbă! Am un plan! Uitați-o, doctor Barbă! Vreau să vă arăt un film! Unde sunteți? Muahaha! Doctor Barbă, uitați-o! Stați 2 secunde, ce ne facem? Mamă, bă, uitați-o, fraților, aia nu mai e Magdalena, e un monstru! E un monstru, băi, și fete! Doctor Barbă, veniți după mine, că știu unde să mergem, veniți după mine! Bă, cine e ăla? Bă! Bă, e un copil! Copile, ai grijă, copile! Pss! Mamă, nu mă aude, nu! Doctor Barbă, nu! Ok, stați puțin, doctor Barbă... Auziți ce rapid la mine. Aveți grijă, mamă. Stați să nu ne vadă. Mamă. Doctor Barbă, stați. Să așteptăm să meargă înăuntru. Aoleu. Stai. S-a dus înăuntru. Oh my god. Ok. Doctor Barbă, veniți după mine. Hai să luăm mașina, băi, și fete, că o să avem nevoie de mașină. Urcați rapid. Mamă, nu. Fugi, eu la fugă, nu. Bro. Voi ați văzut ce s-a întâmplat, băi, și fete?
Doctor Barbă, o să mergem în subsolul casei noastre. Măcar a funcționat PPN-le, da, foarte bun PPN-le. Veniți după mine. Mamă, băi, și fete, trebuie să ne gândim la un plan cum să o prind pe Magdalena, pentru că copilul ăla 100% nu o să fie singura ei victimă. 100% o să moare pe toată lumea, bro. Veniți după mine, Doctor Barbă. Doamne, iartă-mă, spargem pe aici. Veniți. Sunteți după mine, Doamne, iartă-mă. Ok, aici. Veniți aici. Doctor Barbă, spuneți-mi că aveți un plan. Ce facem? Ce, Doamne, iartă-mă, facem? Ce? Ok, spuneți-mi că aveți un plan. Trebuie să facem un ser. Ok, păi cum îl facem, că în laborator e Magdalena, dar acum laboratorul este închis, practic. Păi și cum facem serul? Așa că va trebui să mergem la spital. Mam. Domnul doctor, dar știți că la spital e cineva? E o asistentă. Trebuie să o rezolvăm. Dar auziți, doctor, după ce faceți serul ăsta, cum îl injectați în Magdalena? Adică, cum faceți asta? Ok, bun. Deci, din câte am observat, bun, aveți o armă. E ok? Bă, ăsta cred că e singurul plan. Hai să mergem, veniți după mine. Doamne, iartă-mă, fraților. Bă, deci mie nu-mi veniți să cred, voi ați văzut cum arată Magdalena? Nu mai e Magdalena, e TV Woman! Doamne, iartă-mă. Bă, fraților, bă, e șocant ce tocmai am văzut. Sunt șocat de ce am văzut. Doctor, barbă, veniți după mine. Doamne, iartă-mă. Mă, deci nu vine să cred. Ok, va trebui să mergem la spital. Mamă, doctor, barbă, și cum facem? Bănesc că dumneavoastră va trebui... Este o armă care o va schimba total. Bănesc că dumneavoastră va trebui să faceți asta pe ascuns, nu? Deci eu va trebui să... Mamă, eu va trebui să distrag atenția la asistenta aia. Ați văzut că aia deja mă suspectează de chestii. Nu mai am ce să fac. Va trebui să intrăm pe șustache. Mamă, trebuie să vedem cum facem, fraților. Mamă, să nu ne vadă domn pur și stai colom pe aici la dreapta și mergem la spital. Mamă, sper să meargă planul ăsta, pentru că dacă nu merge planul, orașul BC o să fie distrus. Domn doctor Barbă, imediat ajungem. Să-mi spuneți care e planul. Stai, să parcăm aici, fraților. Nu, hai să lăsăm mașina aici să nu ne vadă. Planul e așa. Deci ce trebuie să fac? Trebuie să o distrag pe doamna asistentă? Să o ții de vorbă, ok. Da, pe doamna aia, ok. Și dumneavoastră, ce faceți? Și eu voi urca cu scările la etaj. Ca să fac seră, ok. Ia veniți cu mine ca să fim siguri că nu se întâmplă nimic. Haideți prima dată, o să țin eu de 6 să puneți scările. Veniți după mine. Veniți după mine. Mamă, băi, și fete, ușile sunt deschise și asistenta e acolo. Deci, trebuie în spate să mergem, nu? În spatele clădirii? Bun, ok, haide, veniți. Ok. Bun. Păi urcați-vă aici, doctor Barbă. Uite, aici, hai. Puneți scările, rapid. Rapid, ok. Aveți grijă, bun. Haideți că eu mă duc pe aici și vede cât timp se duce doctor Barbă la etaj și face serul. Eu mă duc să o țin pe femeia asta de vorbă să nu se ducă sus. Nu știu, o să pot să o țin 2, 3, 4, 5 minute. Dar sper să se grăbească, pe bune. Bună seara! Mă uit sus acolo. Bună seara, doamna asistentă! Bună seara! Am venit... Vă mai aduceți aminte de mine, nu? Vă pot ajuta cu ceva? Sunt omul care așa... Am venit să vă întreb, cum îi spune, cum vă simțiți? Asta am venit să vă întreb. Ce ați mai făcut cu medicamentele? Totul bine. Eu mă simt foarte bine. Auziți, cum e jobul ăsta de asistentă? E frumos? A? Cam și eu o soție care vrea să se facă asistentă. E un job minunat, dar stresant, da, îmi dau seama. Trebuie să aveți de-a face cu toți ciudații care vin și iau medicamente noaptea de la dumneavoastră, în fine. Păi da, și cum a fost ziua dumneavoastră de astăzi? A fost o zi ok? Dumneavoastră cum sunteți? Eu sunt bine, sănătos, nu-i problemă, nu. Cum a fost ziua dumneavoastră? Vă întreb și eu așa să fac. A fost o zi grea, abia aștept să ajung acasă. Da, într-adevăr, oricum, și zilele astea sunt din ce în ce mai grele. Dar ce vă aduce aici la această oră târzie? Voiam să văd ce faceți, că m-ați ajutat cu medicamentele și am zis să fiu de treabă, să vin să vă întreb ce faceți. Ai venit doar așa, înțeleg. Da. Sigur nu s-a întâmplat ceva. Doamne, iată-mă, ce se întâmple, doamna asistentă? Îmi păresc cam dubios. Nu, eu doar stau aici la vorbe, doar atât. Sper că e totul în regulă. Da. Nu v-am reținut numele. Daniel mă cheamă. Știți că v-am mai spus. Daniel, da. Și cafeaua asta e bună? E bună? Mamă, nu mai...
E bună cafea, mă? Cum? Da, e foarte bună. Mă bucur, mă bucur. Adică, bă, până la urmă, băi și fete, o cafea bună e o cafea bună. Nimic nu bate o cafea bună. Ce întrebări ciudate puneți? Eu? Nu, doar vreau să fac și eu o conversație cu dumneavoastră. Doar atât. Atenție, am primit o alertă că cineva a intrat în spital prin infracție. A, nu, probabil am călcat eu pe o chestie ciudată. Nu, doar eu sunt aici. Nu, doar eu. Uitați-vă că nu e nimica. Nu e nimica, domnul Pazi. Nu. Spune și dumneavoastră, doamna asistentă. E ceva aici suspect? Nu e nimica suspect. Nu e nimica suspect. Părăsiți spitalul acum, eu n-am văzut pe nimeni. Dar acest domn este cam suspect. Nu. Lăsați, la revedere, la revedere. Mamă, băi și fete, sper că doctor Barba a făcut rost de ser. Mamă. Doctor Barba, pss, gata, ați rezolvat? Da, let's go. Hai, veniți după mine, hai veniți pe aici să mergem pe partea asta pădurii, să mergem la mașină. Mamă, băi și fete, nu mai aveam subiecte de vorbit cu femeia aia, o întrebam cum e cafeaua, că ziua e zi, că nu știu ce, că ziua e grea, n-ai ce să-i faci. Că vara-i vară. Hai să o luăm pe aici, mamă, trebuie să găsim mașina, băi și fete. Unde ne-am parcat mașina, că am și uitat. Uite-o aici, nu? Sau? Nu? Unde? Pe mașina. Văd o mașină. Bă, unde ne-am parcat mașina, băi și fete? A, uite aici, uite, vine aici. E doctor Barba, hai. Unde e mașina, așa, bun. Hai să mergem. Deci doctor Barba a spus serul în armă. Am reușit, da, bun. Deci, dumneavoastră, o să luați arma, o să împușcați serul Magdalena și ea o să-și revină, o să fie totul bine. Da, mamă, băi și fete. Nu știu dacă sună ca un plan bun, dar eu mă rog. Cum adică mă rog? Sper. Cum adică sperați? Doctor Barbu? Ai altă opțiune? Dacă am chemat poliția, probabil ar omori o, nu? Așa ziceam și eu, omoară pe loc. Mamă, băi, și fete, dacă vin trupele SWAT... Mamă, fraților, nu. Asta e singura opțiune. Hai să vedem ce o să putem să facem. Doctor Barba, mai avem puțin. Cred că va trebui să lăsăm mașina aici. Cel mai bine să lăsăm mașina aici, să nu ne vadă. Hai să mergem, ok, perfect, așa. Hai să mergem să vedem dacă Magdalena în continuare e acolo. Mamă, băi, ce am emoții. Sper să funcționeze. Sper să nu pățească ceva Magdalena. Ia stați, doctor Barba, veniți. Momentan nu văd mica. Oh! Ba da, cred că o văd, uitați-o! Fraților, o văd! Mamă, cum arată! Oh, mamă! Tot trage! Hai să vă arăt un film, dragilor! Nu cred că ne vede pe noi, cred că trage random. Haideți să vă arăt un film, dragilor! Muahahaha! Doctor Barba, ce facem? Doctor Barba, mamă, bă, ce facem? Mamă, ce ne facem, băi și fete? Să vedem ce face ea. Păi ea, momentan... Vă distrug. Haideți să vă arăt un film, dragilor. Hai să ne apropiem. Să ne apropiem de mamă, bă. Tot mă gândesc la copilul ăla mitică, cum le chema, Rip mitică. Mamă, uitați-vă la ea, ce facem. Așteptăm, ce așteptăm? Doctor Barba, mamă, să nu ne vadă. Așteptăm să intre înăuntru. Păi și după... Și tu rămâi aici. Nu. Doctor Barba, și vă băgați cu ea înăuntru? Și rezolv? Păi și dacă se întâmplă ceva? Asta e, nu, doctor Barba, nu, mamă, bă, uitați-vă la ea. Unde sunteți? Bă, uitați-vă la ea, a luat-o razna. Nu știu, doctor Barba, dacă e o idee bună. Intră înăuntru acum. Ok, a intrat înăuntru. Doctor Barba? Mă duc, doctor Barba, vă rog eu să faceți ceva, vă rog eu, mamă, deci nu pot să-i pe și pe doctor Barba și pe Magdalena. Asta aici, ai mare grijă, mare grijă. Vă rog, doctor Barba, aveți grijă. Mamă, băi, și fete, stau aici, mamă. O să înceapă bătălia, băi și fete, nu? Mamă! Doctor Barba, aveți grijă! Doctor Barba, nu! Nu, ce se aude, nu! Băi, și ce se aude, nu! Doctor Barba, aveți grijă! Ce se tot aude, băi și fete? Mamă! Ce se tot aude? Gata? Doctor Barba? Doctor Barba! Ce mă bucur! Magdalena, iubire, mamă, băi și fete, a funcționat planul! Doamne, iartă-mă, te simți bine? Am reușit, ce s-a întâmplat? Oh my god, nu și-aduce nimic aminte, doctor Barba? Mai rupi și mă dobora, nu. Magdalena, e o poveste foarte interesantă, ce faceți aici? Hai să mergem acasă. Doctor Barba, auziți, mâine pot să-mi iau liber pentru ziua asta. Nu-i spune nimic, da, mulțumesc. Magdalena, iubire, vină cu mine. Suntem în laborator, da, pot să vin apoi. La revedere, seară frumoasă. Magdalena, scumpo, am să zic o poveste foarte, foarte interesantă. Tu, pentru câteva ore, ai fost
TV Woman și a încercat să distrugi orașul și să ne omori pe toți. Ce? Da. N-are cum. Băi și fete, scrieți la comentarii dacă ar mai trebui să colaborez cu Dr. Barbă, că văd că numai experimente, numai pe alți oameni nu face, numai pe mine și pe membrii familiei mele, că altceva nu știe să facă.